Pentru Muzeul de Istorie și Etnografie din Lugoj a devenit deja o tradiție să organizeze manifestări prilejuite de Noaptea Muzeelor, o sărbătoare europeană porților deschise și a culturii. Astfel că noaptea de 18 spre 19 mai, între orele 19 și 24, va avea loc cunoscutul eveniment la Muzeul din Lugoj. Organizatorii au gândit o serie de activități cu care să-și întâmpine oaspeții, dar și o expoziție inedită intitulată Lugojul, 685 de ani de la prima atestare documentară. În acest an avem o colaborare absolut inedită cu Asociația Lugojeană Alternativ Ed și de aceea am pregătit o serie de ateliere interactive pentru toți copiii care vor vizita muzeul nostru în Noaptea Muzeelor. Ateliere, spre exemplu, de pictură pe ceramică, de confecționat păpuși din lemn, dar și un atelier de lectură, basme, snoave, poezii populare, care se va desfășura chiar în acest modul expozițional în care filmăm acest interviu. În egală măsură, la orele 20, vom vernisa expoziția Lugojul, 685 de ani de la prima atestare documentară, în care vom ilustra prin documente de epocă, sigilii, blazoane, vechimea seculară a orașului nostru. Muzeografii Instituției Lugojene de Cultură vor realiza o veritabilă lecție de istorie pentru a marca momentul. De asemenea, sunt așteptați cât mai mulți elevi, părinți, bunici și profesori la Noaptea Muzeelor pentru a se putea bucura de surprizele culturale pregătite de organizatori.